Aș vrea să citim cuvântul Domnului în această seară. Dacă vreți să vă ridicați, să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu, vom citi din Faptele Apostolilor, capitolul 2, începând cu versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe de acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe semne, multe minuni și semne. Și toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate deopște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între ei după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei care erau mântuiți. Amin. Să ocupăm locurile. Pasajul acesta din Noul Testament, din Faptele Apostolilor, este un portret a bisericii primare imediat după revărsarea Duhului Sfânt de la cinzecime. Și tema pe care am ales-o în această seară, am intitulat-o chiar așa: Biserica după cinzecime. Haideți să urmărim câteva lucruri despre această biserică, pentru că biserica aceasta este biserica ideală. Am vrea de fiecare dată să ajungem acolo, am vrea să fim așa. Ori de câte ori ne gândim la o trezire în biserică, ne raportăm întotdeauna la biserica aceasta primară. Când am vrea transformări radicale în mijlocul nostru, am vrea să fim ca această biserică primară. Ea este modelul nostru, pentru că se pare că niciodată în istorie biserica nu a fost, să zic așa, mai desăvârșită, mai după voia lui Dumnezeu, mai plină de tot ce trebuie să fie o biserică, ca și această biserică primară. Timpul a făcut ca biserica să piardă din calitățile ei și din valențele ei pe care le-a primit imediat după revărsarea Duhului Sfânt la cinzecime. Așa cum prima pereche, nu, Adam și Eva, au fost, să zicem așa, exemplarele desăvârșite a speciei umane. Eu cred că erau proporționați perfect. Nu? Dumnezeu i-a făcut în mod desăvârșit. Nu cred că aveau probleme de greutate, nu cred că aveau probleme, îi durea ficatul sau stomacul de ceva. Cred că erau de o sănătate perfectă, au fost făcuți de Dumnezeu în mod desăvârșit și acesta este modelul omului perfect, dacă vreți, omul care a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu inițial. Ce s-a întâmplat cu rasa umană de atunci încolo, știm foarte bine, pentru că vedem în oglindă în fiecare dimineață. Problema este la fel și cu biserica primară. Biserica primară a fost biserica desăvârșită, nu? Perfectă, făcută de Dumnezeu și apoi ce s-a întâmplat cu biserica de-a lungul secolelor, vedem în fiecare duminică, nu? Când venim la biserică. Pentru că nu mai suntem aceiași, s-a schimbat ceva cu noi în timp, am pierdut din calitățile acelea, de aceea tot timpul trebuie să ne întoarcem înapoi să vedem cum trebuie să fie biserica desăvârșită, biserica adevărată, biserica imediat după Rusalii. Aș vrea să spun de la bun început că experiența aceasta a Rusalilor sau a cinzecimii, a revărsării Duhului Sfânt peste biserică,
a însemnat trei lucruri foarte importante pentru omenirea întreagă și pentru biserică în special. Duhul Sfânt a fost puterea și împuternicirea care a venit de la Dumnezeu, din partea lui Dumnezeu, ca această biserică să evangelizeze lumea. Dumnezeu a dat putere bisericii atunci ca să poată evangeliza lumea. Vestea bună că oamenii sunt mântuiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos trebuia să ajungă la întreaga lume. Și Dumnezeu a dat bisericii această putere cerească să poată pleca cu mesajul acesta până la marginile pământului. Dumnezeu nu ne trimite pe socoteala noastră, pe cheltuiala noastră. Dumnezeu ne-a dat putere să putem face un asemenea lucru. Știți, că ați mai auzit istoria aceasta, imediat după ce Domnul a ajuns în cer, după înălțare, îngerii s-au adunat în jurul Domnului și l-au întrebat, ai făcut tot ce trebuie pentru mântuirea lumii întregi? Sigur că da. Și vestea asta bună, că ai murit pentru păcatele lumii întregi, cum o să ajungă la întreaga planetă? Și Domnul a spus, am pregătit 12 oameni, e adevărat că unul a falimentat, dar o să găsim un altul în locul lui. Și ăștia o să meargă cu Evanghelia în toată lumea și o să spună tuturor oamenilor. Și îngerii care știau cât de mare e lumea, cât de greu se călătorește, cât de periculos e lumea asta, zice, Doamne, dar ai alt plan, nu ai... Și Domnul a zis, nu. Nu am alt plan, ăsta e singurul plan. Dar acestor oameni le voi da putere de sus să-mi fie martori, începând din Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Le voi da putere, vor pleca în puterea mea, împuterniciți de mine. Biserica, deci, la Rusalii a primit această putere din partea lui Dumnezeu și împuternicire divină să ducă Evanghelia până la marginile pământului. Încă este cu noi. Încă aceasta este valabilă pentru biserica de astăzi, ca Evanghelia să ajungă până la marginile pământului. Puterea Domnului este la dispoziția bisericii de astăzi. Apoi, în al doilea rând, a fost stabilizarea Bisericii lui Hristos pe temelii de neclintit. Actul nașterii Bisericii lui Hristos, așa cum spun toți teologii, a fost ziua aceasta de Rusalii, ziua cincizecimii, când Biserica lui Hristos a fost născută prin Duhul și ea a fost stabilizată de Dumnezeu, de Hristos, pe aceste temelii de neclintit a învățăturii apostolilor și în puterea Duhului, Biserica lui Hristos va fi triumfătoare de acum încolo prin toate secolele. Și în al treilea rând a fost echiparea Bisericii cu putere de a birui persecuțiile, greutățile, închisorile, arenele romane, dacă vreți, putere pentru a birui moartea. Această biserică trebuia să se confrunte cu opoziția, cu Satan, cu lumea care va respinge un asemenea mesaj, cu o lume rea care îi va persecuta pe creștini. Și biserica avea nevoie de putere să confrunte această opoziție a diavolului și a lumii. Deci aceste trei lucruri sunt esențiale bisericii și ele sunt conținute în experiența aceasta a rusalilor, a revărsării Duhului Sfânt de la ziua cincizecimii. Haideți să vedem care sunt efectele revărsării Duhului Sfânt asupra bisericii și în seara aceasta am să parcurg împreună cu dumneavoastră câteva din aceste caracteristici care majoritatea le-ați găsit și le puteți găsi în textul pe care l-am citit în această seară. În primul rând, observăm o creștere spectaculoasă a numărului de credincioși. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, spune cuvântul lui Dumnezeu că numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult, tot mai mult. Imediat după revărsarea Duhului Sfânt, în ziua cincizecimii sunt 3.000 de suflete care se întorc la Domnul. Apoi spune că numărul era peste 5.000. Biserica creștea într-un mod absolut spectacular, pentru că ceea ce face creșterea bisericii este Duhul lui Dumnezeu care schimbă oamenii, care transformă sufletele oamenilor. Biserica aceasta nu era, să zic așa,
dotată cu tehnologia de astăzi. Biserica nu era, să zic, să spun, dotată cu niște predicatori extraordinari, cu mare pregătire teologică. E adevărat că ucenicii știau foarte multă teologie, au învățat de la Domnul Iisus Hristos, dar erau puțini față de numărul acesta atât de uriaș de oameni care venea la Domnul. Fiecare dintre creștini era folosit de Duhul lui Dumnezeu pentru a răspândi Evanghelia. Și aici este marele secret. Oamenii nu se schimbă datorită predicatorilor. Nu arta oratorică a predicatorilor schimbă sufletele oamenilor, ci Duhul lui Dumnezeu este acela care schimbă oamenii. Noi avem nevoie de oameni mânați de Duhul lui Dumnezeu și chiar dacă vorbesc simplu de tot, Dumnezeu schimbă sufletele oamenilor. Îmi povestea unul dintre păstorii din România, am călătorit destul de mult acum și între popi m-am învârtit. Unul povestea, zice, mai l-am invitat pe păstorul cutare și mi-a dat un nume mare, zice, la noi la o evangelizare. Zice, eu l-am auzit de zeci de ori pe omul ăsta predicând, zice, dar a fost un dezastru de pe lume. Ce nu mi-am putut imagina că poate spune atâtea gafe, să fie atât de aiurit, atât de îmbârligat, că nici mie n-am mai înțeles nimic, zice. Mi-a fost așa de ciudă pe el că l-am invitat, mi-a ruinat o seară de evangelizare. Și de până se termina serviciu, când se termina serviciu, a venit un om la mine din sală, plângând, frate, vreau să mă întorc la Domnul, zice, Domnul mi-a vorbit în seara asta, zice, Domnul mi-a vorbit în seara asta, și atunci, zice, mi-am dat seama dintr-o dată că n-am voie să judec oamenii după criteriile mele. Și Dumnezeu a folosit predica neamaipomenit de proasta lui ăsta, zice, pe noi ne-a plictisit așa, dar a mers direct la sufletul acelui om, pentru că Duhul lui Dumnezeu este acela care lucrează la sufletele oamenilor. De aceea, zice, l-am promis înaintea Domnului să nu mai judec predicatori și predici, pentru că numai Dumnezeu este acela care știe pe cine folosește și cum, pentru că Duhul Sfânt este cel care schimbă oamenii. Ori biserica primară n-avea probabil predicator grozav, dar cuvintele lor erau spuse, erau folosite de Dumnezeu și de Duhul Sfânt să meargă exact acolo unde trebuie și să schimbe oamenii. Oamenii au spus ce să facem când au auzit o asemenea evanghelie. Și au primit simplu de tot. Pocăiți-vă, botezați-vă, simplu. Nu mare teorie. Biserica aceasta a crescut în mod spectaculos datorită Duhului Sfânt. Și biserica se înmulțea, spune în altă parte, datorită Duhului Sfânt. Ea nu se mulțește datorită corurilor, fanfarelor, orchestrelor și toate minunile care le avem în biserică. Biserica se înmulțește datorită Duhului Sfânt. Cine nu înțelege asta, nu înțelege nimic despre creștinism. A doua caracteristică foarte importantă, biserica aceasta stăruia în învățătura apostolilor. Ascultați cuvântul acesta, în fiecare zi în templu și acasă, nu încetau să învețe pe oameni și să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. În fiecare zi, în templu și acasă. Și templu și casa este biserică. Și templu și casa este loc de învățătură. Și templu și casa este loc în care se predică Evanghelia, se stăruiește asupra învățăturii apostolilor. În fiecare zi. Dacă noi am trebuit să venim în fiecare zi la biserică, nu știu cât timp am rezistat. Hai să fim serioși. Uneori rezistăm și odată pe săptămână greu. Sau de două ori pe duminică să venim la biserică. E foarte greu. Am găsit la frații din Germania, se întâlnesc doar o dată pe duminică, vin la biserică și înțeleg foarte bine pentru că unii vin de la distanțe enorme. Datorită limbii germane, care nu este engleză și engleză ne este greu să învățăm, hai să fim serioși, dar să vorbești nemțește, wow, am niște cuvinte din alea așa kilometrice, știi, teribile. Și datorită barierei de limbă, și nu numai asta, dar datorită legislației, să știți că nemții sunt nemți.
nimeni nu poate lucra la negru acolo, ca la noi. Nu? La noi aici toți lucrăm la negru. Poate îl schimbăm și lucrăm pentru un alb. I don't know. Acolo nu se poate lucra la negru. Nu poți să păcălești sistemul. Sistemul este extrem de rigid. Cred că nemții au moștenit ceva de la vechiul regim, că știu totul despre toată lumea. Și așa că sunt foarte puțini români care se aclimatizează la clima asta. Și atunci locuiesc la distanțe foarte mari și vin la biserică de la 100-150 de kilometri și este foarte greu să stea la două servicii, de aceea au un singur serviciu. Biserica primară stăruia în învățătura apostolilor. O cunoșteau. Cărțile erau foarte puține. Evangheliile încă nu fusese rescrise. Evanghelia era doar orală. Ucenicii povesteau ceea ce s-a întâmplat și aduceau aminte cuvintele Mântuitorului. Dar mai mult ca atât, Domnul le-a spus, Duhul Sfânt vă va aduce aminte. Și acum Duhul Sfânt, când se ridica un apostol să predice, îi aducea aminte cuvintele Mântuitorului, care le-a auzit. Și ascultau cuvintele care le-a spus Mântuitorul. Și această evanghelie, asupra căruia ei stăruiau în fiecare zi, evanghelia aceasta era hrană spirituală și sursa creșterii spirituale și numerice a acestei biserici. Apoi, a treia caracteristică a acestei biserici, biserica aceasta avea o legătură frățească foarte puternică. Iată ce spune Ioan, în capitolul 1, versetul 7. Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Avem părtășie unii cu alții. Vă mărturisesc că am avut o experiență foarte ciudată. Când am venit în America, era un serial la televiziune și, ca să mă înțelegeți un pic despre ce este vorba, în vremea aceea în România, toate filmele erau foarte cenzurate ce se dădeau la televizor, să nu apară nimic spiritual, nimic ca despre lumea lui Dumnezeu. Era o cenzură ideologică foarte puternică. Primul meu contact cu televiziunea americană, în 85, a fost un serial Twilight Zone, okay, care explora o altă lume decât lumea asta obișnuită. Și pe mine m-a prins grozav de tare chestia asta. Eram foarte interesat de Twilight Zone. Okay? Râdeți, dar pe vremea aceea era ceva formidabil pentru mine. Am avut impresia, într-o anumită biserică pe care am vizitat-o, că sunt în Twilight Zone. Okay? Twilight Zone. M-am dus la biserică și cum musafiri întotdeauna ajung mai înainte ca și localnici, așa-i? Că așa ne stă bine. Am ajuns cu vreo aproape o oră înainte de a începe serviciul și n-a fost nimeni la biserică, n-a venit nimeni, am zis că nu vine nimeni. Și în ultimele 5 minute au venit toți. Nemaipomenit, ăsta am zis, mai fantastici, ăsta sunt nemți. De cazul care a fost, când s-a terminat serviciul, în 5 minute au dispărut toți. Și m-am trezit singur. Și nu aveam cu cine să vorbesc. M-am speriat de chestia asta. Prima întrebare care a fost, unde este părtășia frățească? Nu? Noi venim cu o oră mai înainte să putem sta de vorbă și o stăm încă o oră după aia, că nu mai terminăm de vorbit. Nu e așa? Să fie într-o biserică, din această oamenii vin în ultimile 5 minute, totul mai vine să se pune pe scaune, ascultă cu minți, nu zice nimeni nimica. Așa de cuminți sunt că nu știi ce se întâmplă. După ce termină predica, ăștia o să te felicite, ori o să te bată, că nu știi exact. Statui, toată lumea. Când s-a dat semnalul, adunare liberă, capot târnichile, toată lumea a dispărut, că furnicile și biserica s-au golit. Este groaznic o chestie din asta, teribilă. Pentru mine, ceva a sunat cam așa, oamenii ăștia nu se iubesc, oamenii acestora nu le place să stea împreună. N-au ce vorbi unul cu celălalt. Nu vin mai repede să se întâlnească cu cineva.
nu stau după biserică să împărtășească cu cineva ceva. Fiecare are căsuța lui, toată lumea fuge, dispare la căsuța lui. A fost ceva îngrozitor, Twilight Zone. Pentru că așa este o biserică în care lipsește dragostea de frați, în care lipsește părtășia. Nu vă puteți da seama, pentru că cred că deja a început să vă obișnuiți cu agape, unde dragostea este la ea acasă, că omul se obișnuiește cu toate lucrurile bune. Dar încercați o biserică Twilight Zone, să vedeți ce înseamnă, să nu stea de vorbă nimeni cu tine. Am auzit pe cineva care s-a mutat din orașul nostru, unde căldurile sunt teribile, spunând, plec de aici pentru că oamenii sunt foarte reci. Acum, dacă zice ceva despre ea de nord, mai înțeleg, dar să zici că oamenii sunt reci în Arizona, mi-e greu de înțeles. Dar zice, m-am mutat pentru că nu mi-am putut face prieteni. Toată lumea are departamentul ăsta ocupat. Dragostea frățească, legătura frățească, să te întâlnești în fiecare zi cu frații, să mănânci împreună în fiecare zi cu frații, pentru că așa făceau ăștia. Să-ți vinzi ogoarele și averele să le pui împreună cu frații. Este un lucru absolut extraordinar, nemaipomenit. Dar biserica aceasta era plină de dragoste frățească, pentru că umblau în lumină. Hristos era lumina, aveau părtășie unii cu alții, nu aveau nimic întunecos, nu aveau nimic de ascuns unul de celălalt și biserica aceasta avea o legătură frățească foarte puternică. Apoi, în al patrulea rând, viața de rugăciune a fost sursa puterii acestei biserici. Țineți minte că la un moment dat ucenicii, apostolii, prinși într-o groază de probleme administrative, au zis, noi nu suntem chemați să împărțim ajutoare la văduve și să stăm la mese, să servim la mese, nu e chemarea noastră, chemarea noastră pentru altceva. Alegem niște diaconi, le dăm de lucru la alții și noi vom face două lucruri. Noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Rugăciune și propovăduirea cuvântului. Biserica aceasta este o biserică ce se roagă și când se roagă, se cutremură locul în care se roagă ea. Când se roagă această biserică, Dumnezeu răspunde. Când se roagă această biserică, Duhul Sfânt coboară. Când se roagă această biserică, bolnavii se vindecă. Când se roagă această biserică, lumea se schimbă, lumea se transformă. Cred că trebuie să învățăm din nou această artă a rugăciunii, pentru că mi se pare un lucru destul de neglijat în biserica de astăzi. Avem alte mijloace, nu? Avem activism mult, avem activități, avem lucrare, lucrăm, cântăm, facem de toate, ne ducem, cheltuim, dar petrecem mai puțin timp cu Dumnezeu pe măsură ce dezvoltăm celelalte lucruri. Apoi, în al cincilea rând, descoperim că biserica aceasta practică această frică de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu stăpânea tot poporul. O mare frică a cuprins toată adunarea și pe cei care au auzit aceste lucruri, spune Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 11. De fapt, aici, în capitolul 5, avem episodul acela cu Anania și Safira. Duhul Sfânt păstrează puritatea morală a bisericii, intervine, disciplinează această familie care a luat-o razna și apoi frica lui Dumnezeu stăpânește tot poporul. Frica să nu pățească la fel, frica de a nu păcătui cum păcătuiesc ceilalți. Cred că biserica de astăzi ar avea mare nevoie de frică de Dumnezeu. Pentru că dacă ar fi frică de Dumnezeu, ne-am controlat limba, mai ales în biserică, nu? În relațiile noastre unul cu celălalt. Ne-am controlat atitudinile, modul nostru de comportament. Dar pentru că lipsește frică de Dumnezeu, atunci nu avem nici rușine de oameni. Și atunci este una dintre cele mai deplorabile stări în care poate să ajungă o ființă umană, că nu este frică de Dumnezeu și nici rușine de oameni.
În al șaselea rând, biserica aceasta, între credincioși, se petrec multe semne și minuni. Biserica aceasta experimentează lucrări miraculoase ale Duhului Sfânt. Ascultați numai un text din Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 15. Oamenii scoteau pe bolnavi chiar pe ulițe și îi puneau pe paturi și pe așternuturi, pentru ca atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. Ce credință extraordinară aveau acești oameni și cred că pe baza credinței lor, până și umbra lui Petru aducea vindecare. Să nu mai spun cuvintele rostite, poruncile pe care Petru le rostește în numele Domnului Iisus Hristos. Să vindecă oameni, să întâmplă minuni, să întâmplă semne și minuni. Cineva dintre teologii de astăzi care voia să justifice într-un fel lipsa minunilor din biserica de astăzi, spunea că minunile de fapt ar fi un limbaj mult mai rudimentar, pe care Dumnezeu îl folosește numai cu populații cu care, la care nivelul intelectual nu este prea dezvoltat. Fratele Wumbrand povestea la un moment dat că un misionar în Africa tot a predicat și nimeni nu-l băga în seamă, pentru că oamenii neobișnuiți să asculte o predică, după 4-5 minute îi pierzi, nu se pot concentra. Și atunci, plictisit, l-a jenat proteza și a scos proteza înapoi și a pus-o la loc și toată lumea a căzut în genunchi, că n-a mai văzut niciodată un om care scoate dinții și pune-l înapoi. A crezut că este o minune, nu? Formidabil, n-a mai văzut așa ceva niciodată. Eu nu cred că Dumnezeu recurge chiar la asemenea lucruri să ne impresioneze și minunile nu sunt numai pentru oamenii primitivi. Eu cred că lumea de astăzi are nevoie să vadă mâna puternică a lui Dumnezeu care vindecă, care face minuni, care transformă oamenii. Biserica de astăzi ar trebui să experimenteze această putere miraculoasă a lui Dumnezeu și să însoțească întotdeauna Duhul Sfânt vestirea Evangheliei de aceste semne și minuni de care oamenii au nevoie ca și dovezi că Dumnezeu este viu și lucrător și astăzi. În al șaptelea rând, toți credincioșii erau într-o unitate spirituală desăvârșită. Toți erau împreună, nelipsiți de la templu, în fiecare zi frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curățire de inimă. O unitate spirituală desăvârșită. În altă parte spune un singur cuget, o singură inimă, o singură simțire. Noi trăim într-o societate care preamărește diversitatea, care preamărește unicatul. Nu? O voce de cântăreț este cu atât mai apreciată cu cât e mai neobișnuită decât ceilalți, nu-i așa? Particularitatea, asta este, nu știu, preamărită în societatea noastră. Nu ne place deloc să gândească toată lumea la fel. E la modă să fie împotrivă. E la modă să gândești altfel decât ceilalți, nu-i așa? Asta e bine, să zicem, în peisajul politic, nu? În peisajul artistic, unde e nevoie de diversitate și de particular. Dar când e vorba de Biserica lui Hristos, ar trebui să gândim toți la fel. Țin minte că într-o zi cineva mi-a trimis un e-mail în care spune că el își dă demisia, nu mai lucrează cu mine, că el are altă viziune despre biserică. Și am fost foarte mirat când i-a spus, du-te, deschideți o biserică și implementează-ți noua viziune. Eu nu pot să păstoresc o biserică în care fiecare are altă viziune. Nu pot. Nu merge. Eu zic stânga, ăla zic dreapta. Și tocmai pe dos, nu? Eu cred că biserica trebuie să aibă o viziune care vine de la Domnul, trebuie să aibă o gândire care vine din ceruri și toți o împărtășim, să ne înhămăm, dacă vreți, la căruța asta și să o ducem. Altfel,
Unul trage în spate, unul în stânga, unul în dreapta, nu mai mergem nicăieri niciodată. Biserica primară trăia într-o unitate spirituală desăvârșită. Astăzi este la modă să spună foarte clar, with all due respect, I disagree. Cu tot respectul nu sunt de acord. Nu? Grozav respect ăsta, dacă nu ești de acord. Asta nu înseamnă că nu ești de acord cu mine, că e mare pagubă. Nu e mare pagubă. Dacă nu ești de acord cu Scriptura, e o pagubă mare pentru noi toți. A opta caracteristică, această biserică își pune bunurile în comun. Este o comunitate a bunurilor în comun. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu din Fapte 2. Căci nu era nici unul printre ei care să ducă lipsă. Tot ceea ce aveau ogoare sau case, le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor, apoi se împărțea fiecăruia după cum avea nevoie. Wow! Aproape că ni se pare o chestie utopică, nu? Ieșită din comun. Dar asta era biserica primară. Oamenii aceștia credeau din toată inima că împărăția lui Dumnezeu este o realitate. Ăștia credeau că veșnicia este o realitate. Credeau că Iisus Hristos va veni curând și îi va duce împărăția lui. Și toate lucrurile astea nu mai valorează nimic. Haideți să fim foarte serioși. Dacă cineva ne-ar putea convinge pe noi toți așa, cât suntem în această sală aici, că în 11 septembrie anul 2012 se termină lumea. Și toți suntem convinși de treaba asta, avem o revelație de la Domnul, eu știu, așa. Cred că ar fi foarte ușor cu această mentalitate, că știm că lumea se termină la 11 septembrie 2012, nu? Ar fi foarte ușor să mergem să ne vindem casele, mașinile, să ne adunăm în fiecare zi la oaltă, să ne rugăm, să ne pregătim spiritual pentru venirea Domnului și pentru întâlnirea cu Dumnezeu, așa-i? Ar fi foarte ușor, pentru că cineva ne-a convins că viața este scurtă și ne întâlnim cu Domnul. Dar noi nu avem această convingere. Noi o să trăim mult, o să moară ăștia bătrâni prima dată. Dacă întrebi bătrâni, nici ăștia nu cred că o să moară. Ascultați-mă bine. Ia. Mă duc la Carmen să mă tund aici la Majestic Saloon și cred că sunt mai mulți clienți acolo și m-am plâns că mai cărunțesc și zice Carmen, lasă că asta e la mod acum, zice, sare și piper. Asta e la mod, sare și piper. M-am încurajat. I-a zis, băi, Carmen, să știi că la început a fost numai piper. Acum e tot mai multă sare și într-o zi o să sară de tot. Nu mai e nimica. Nu. Nici bătrânii nu mai credem că o să murim, nu? Apoi Domnul vine, sigur că da, bineînțeles că vine Domnul, dar nu acum. O să vină după mileniu, o să vină mileniu prima dată, 1000 de ani, cine știe, nu? Și atunci, dacă și așa mai durează așa mult, păi cum să riscăm să facem asemenea gesturi? Apostolii erau foarte convinși că viața este foarte scurtă, că veșnicie este o realitate și că venirea Domnului este iminentă. De aceea și-au vândut casele, ogoarele și fraza care îmi place mie cel mai mult, nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Care să ducă lipsă. Caracteristica a noua, întâlnirile pentru închinare erau zilnice. În fiecare zi, în templu și acasă. Oamenii aceștia îl căutau pe Domnul în fiecare zi. Să căutau unul pe celălalt în fiecare zi. Le plăcea să fie împreună în fiecare zi. Și apoi, ultima caracteristică pe care vreau să vorbesc în această seară este că această biserică își practica credința cu bucurie și cu entuziasm. Toți împreună erau nelipsiți de la templu, lăudau pe Dumnezeu. Cred că cântau din toată inima.
Când mi-am făcut teza de master, am studiat părinții apostolici, părinții bisericești. Am zis că dacă nu mă înham așa obligat să citesc părinții bisericești, cu ocazia nu o să mă citesc niciodată. Și din ăștia am ales până la Consiliul de la Nicea, erau numai vreo 28 de volume, dacă îi alegeam și după aia erau prea mulți. Și am citit părinții bisericești studiind cum se închina biserica primară. Și am descoperit un lucru absolut șocant. Știți cum se adunau, cum țineau biserică frații? Se adunau și citeau din Scripturi. După ce au apărut Evanghelile, citeau Evanghelie și citeau până când se vedea. Când se întuneca, nu mai citeau, că nu mai vedeau. Și apoi începeau să predice. Când se întuneca și nu mai puteau să citească, predicau. Nu este șocant? Și nu se plictiseau, să audă aceeași Evanghelie încă o dată și încă o dată și încă o dată, până o învățau pe de rost. Cântau cântările Domnului, citeau Evangheliile, citeau Cuvântul lui Dumnezeu, citeau Vechiul Testament, când se întuneca, începeau să predice apostolii. Practicau cu bucurie și cu entuziasm credința pe care au primit-o. Lăudau pe Dumnezeu. Și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la biserica aceea. Cred că era o bucurie extraordinară. Oare cine o să vină mâine? Nu? În fiecare zi venea cineva nou, venea cineva nou, venea cineva nou și biserica creștea și biserica se înmulțea. Și erau plini de bucurie și lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Iată că în seara aceasta am studiat puțin din Cartea Domnului despre biserica primară, biserica, așa cum ziceam, model pentru biserica de astăzi, de la care am putea să învățăm foarte multe lucruri foarte importante. Haideți să încheiem seara aceasta cu o rugăciune.